Detaliat, până vă adunați voi acolo, Vladimir Plăcotniuc a anunțat astăzi că trimite guvernul la ședință în teritoriu. În fiecare raion vor avea loc ședință de guvern. Domnul Gonța, noi am ieșuat din faptul că ne-am pierdut simțul umorului. Eu cred că personajul ăsta ar trebui privit deja cu foarte mult umor. El se teme de public atât de mult, numai că el deja s-a obișnuit că presa asta e foarte obedientă și el o să vină și o să zică la revedere și o fugit. El doar vine, eu v-am spus că el o citit până și fraza aia, o citit-o din textul lui. El are, deci el, omul, astăzi a ieșit în general aberant, adică da, ce înseamnă că guvernul să plece în teritoriu și ce are asta cu guvernul ăsta? Problemele cetățenilor din teritoriu vor fi... Dar ei au conducerea locală în toate raioanele. Aceia ce nu se descurcă acolo sau nu le raportează sau cum vine treaba asta? Guvernul va pleca în teritoriu. Adică ce semnal dă? Că, domnule, că ce trebuie să facă acolo? Poate nu-i ascultă aceia de pe loc? Poate a pierdut legătura cu teritoriile și aia nu-i ascultă. Poate îl trimite numai Pițuțu cu băieței aceia lui sportivi, că am înțeles că bat bine. Poate Pițuțu îl trimite să le dea la bot la cei care nu fac ceea ce trebuie. Pentru ce trebuie să-l trimite Pavel Filip? Eu acum am bat joc, dar ce să fac? Bun.